Crizele multiple din ultimele luni au adâncit semnificativ diferențele dintre păturile sociale din țara noastră. Nu mai există clasă de mijloc. Acum fie vorbim despre persoane foarte bogate, fie despre oameni extrem de săraci. Din cauza problemelor financiare din economia națională și internațională, oamenii se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Când ne referim la acești oameni, avem în vedere cea mai mare parte a societății, nu pe toată lumea, deoarece există o elită economică ce devine din ce în ce mai bogată, deși cei mai mulți sărăcesc practic de la o lună la alta. Recent, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, s-a vorbit despre faptul că magnații planetei au încasat 26 de miliarde de dolari din noua avere până la sfârșitul sfârșitul anului 2021. Dacă suma colosală nu-ți spune nimic, află că vorbim despre 63% din totalul noilor averi, restul revenind celor 99% din oameni. Practic, cei mai mulți bani din lume sunt în mâna a câtorva oameni, în timp ce restul aparține celor mai mulți dintre oameni. Cifrele expun cât se poate de limpede inegalitatea socială în care se adâncește omenirea. Din nefericire există riscul să mergem din rău în mai rău. Începând din iunie 2020, numărul global al milionarilor a crescut cu 10%, ajungând la 56,1 milioane. Tot în anul pandemiei, statisticile oficiale arată că numărul multimilionarilor cu active care depășesc 50 de milioane de dolari a crescut, ajungând la 3560. În acest context, unii oficiali globali sunt de părere că trebuie impuse măsuri fiscale mai dure asupra magnaților, relatează Playtech.ro.